Salut! Bine ai venit! Dacă te-ai gândit să fii navigator, am un video pe canal despre asta. Poate vrei să te abonezi la acest canal. O să tot postez pe diferite teme legate de viața de navigator. O să vă arăt diferite echipamente de la vapor, cum ne descurcăm în diferite situații pe mare, ce face fiecare membru al echipajului, salarii, ieșire în oraș și tot așa. Astăzi vă vorbesc despre schimbarea fusului orar la vapor. Dar hai să începem cu o scurtă istorisire a lucrurilor. Totul începe cu momentul când trebuie să pleci la vapor. Vor fi foarte rare, spre deloc, ocaziile când te vei îmbarca din portul Constanța. Eu, în 12 ani de carieră pe mare, încă nu am avut acest privilegiu. La fel, mi-au povestit colegi cu 25 de ani pe mare. Niciodată nu au avut privilegiu de a se îmbarca din portul Constanța. Deci, înseamnă că vei călători. Atunci când pleci pentru prima dată, impactul schimbului de fus orar va fi mult mai mare. De exemplu, eu am plecat pentru prima dată din România, direct în Statele Unite ale Americii. Adică, am schimbat 8 ore dintr-un foc. La început vei fi puțin confuz, dar cu timpul, această tranziție va fi mai ușoară. Mă rog, tranziția va fi ușoară cât ești tânăr. Că vei rămâne surprins ce repede trec anii și deodată... Surprise, motherfucker! Hei, uite! Am împlinit 50 de ani! Unde s-or fi dus anii? Atunci când ești navigator, nu lucrezi într-un loc fix. Astăzi ești în Italia. Peste 10 zile ești în India. Iar peste alte 5 zile ești în Singapore. Și tot așa, ați prins ideea. Mereu mă amuz copios când mă uit la canalele de știri din România în ultima săptămână din luna martie și ultima săptămână din luna octombrie. În acea perioadă, România încă mai trece la ora de vară, respectiv ora de iarnă. Ca o scurtă paranteză, a fost votată o rezoluție la nivelul Parlamentului European ca fiecare stat membru să adopte ca definitivă una din cele două ore, ori pe cea de iarnă, ori pe cea de vară. Și ăștia, mai au ce să scornească? Păi la noi o să se adopte mai târziu, că doar legile sunt făcute să fie încălcate, nu? După cum spuneam, în acea perioadă, în fiecare an, apar la știri psihologii lui Pește Prăjit și ne explică cât de mult sunt afectați oamenii de faptul că se schimbă o oră în orarul lor normal de somn. Serios? Păi măi, cu metre și navigatorii ce să mai zică? Noi schimbăm câte 10, chiar 15 ore pe lună. Hai, gata cu discuțiile despre oameni care trăiesc în universuri paralele. Să revenim la lucruri serioase. This is great banter. It really is. Schimbările de oră fac parte din viața navigatorilor. Prima dată când am auzit despre asta la bordul navei, am fost confuz, ca să nu fiu vulgar. Cum ar putea timpul să întârzie dacă el doar bifează și nu gândește? Problema devine mai spinoasă atunci când ești una din funcțiile care fac așa numitul CART, Watchkeeping. Deoarece vei observa că ai mai puțin timp de somn sau să te joci cu prietenul tău imaginar. Vor fi și situații când te va avantaja schimbarea fusului orar, respectiv atunci când dai ceasul înapoi. Mai mult timp pentru tine, yay! De ce ajustăm ora la bordul navei? Tot ceea ce face o navă este înregistrat. Și din moment ce o navă reprezintă o afacere, acest lucru trebuie reglementat. Deci păstrarea timpului este un element foarte important. Nu ar fi o problemă dacă nava face afacere doar cu ea însăși. Dar din moment ce mărfurile noastre sunt încărcate și descărcate în locuri diferite, trebuie să ne conformăm cu fusul orar din zona respectivă. În mod normal, ofițerul 2, la sfatul comandantului, este responsabil să facă aceste schimbări la bordul navei. Hai să vă dau câteva motive pentru care trebuie să ajustăm ora la bordul navei. Primul motiv este evitarea confuziei. Setarea orei la bordul navei, la ora locală, evită confuzia între echipajul navei și personalul de la mal.
Eu lucrez pe tancuri chimice. Iar atunci când sunt cuplate furtunele pentru a descărca marfa, personalul de la MAR cere să se noteze ora exactă când s-a făcut acest lucru. Echipajul de la MAL știe mai multe despre ora marei, când vine agentul, alți vizitatori, finalizarea încărcării, descărcarea și tot așa. A avea același timp cu ei ajută foarte mult la evitarea comunicării greșite. Un alt lucru pe care l-am experimentat a fost în șantierele navale, la reparații de nave. Trebuie să începem munca atunci când vin ceilalți muncitori. Acest lucru este valabil și în timpul prânzului, al pauzelor de cafea și când terminăm ziua de muncă și tot așa. Al doilea motiv ar fi călătoriile lungi. Când călătorești spre est sau spre vest, s-ar putea să descoperi că nava ajustează ora navei mai des. O călătorie din India până în Mexic, de exemplu, înseamnă o diferență de 10 ore pe ceas. Dacă este făcut prost, este posibil să avem ora 9 dimineața mai întunecată decât ar trebui să fie în mod normal. Ajustarea orei la bord trebuie făcută corespunzător, la fiecare 15 grade longitudinale. Alt motiv de schimbare a orei la bordul navei este pentru documentare. După cum am menționat anterior, vapoarele reprezintă o afacere. Și când vorbim de afaceri, time is money, adică timpul costă bani. Astfel, navele trebuie să înregistreze tot ce ține de anumite mărfuri, din momentul când o preia și până în momentul când o descarcă. În plus, jurnalul de la bordul navei trebuie să corespundă cu cel al echipajului de la mal, al agenților, al inspectorilor, al capitanului însărcinat în port cu descărcarea mărfii și tot așa. În calitate de vizitator a unei țări, ajustarea orei la bord denotă faptul că suntem total cooperanți. Soluția la bordul navei atunci când trebuie ajustată ora este foarte simplă. Schimbarea orelor este împărțită de cei care desfășoară cartul la bordul navei, într-o zi de 24 de ore. Astfel, fiecare va lua în plus sau în minus câte 20 de minute. Mulți aprobă această regulă ca o soluție pentru o justă împărțire la 3 a poverii unei ore de muncă. Dar în practică este puțin confuz. Unii navigatori sunt nedumeriți la ce oră se vor trezi, iar alții când trebuie să meargă în cart. Deoarece au 20 de minute fiecare, ar trebui să fie cu 20 de minute mai devreme sau mai târziu pentru serviciu. Se întâmplă într-o lume perfectă, dar în realitate, uneori este haos. Plus minus o oră, ce mai înseamnă și asta? Păi să vă explic. Ca lucrător de zi, cum sunt eu, ofițer electrician, nu este nevoie să fac altceva decât să-mi ajustez ceasul personal, la telefon, la mână. Problemele prezentate mai sus sunt pentru cei care fac CART, acel watchkeeping. Așa că atenție dacă sunteți viitori cadeți și urmează să vă îmbarcați. Am un exemplu pentru a mă face mai bine înțeles. Să zicem că la bordul navei trebuie avansat ceasul cu o oră înainte. Vom aplica regula de 20 de minute de mai sus. Dacă ai CART de făcut de la ora 8 la ora 12, trebuie să vii la muncă la ora 11.40. Pentru că odată ajuns la muncă, ora va fi avansată cu 20 de minute, deci va fi 12 în acel moment. Dacă te pregătești să te îmbarci, reține următoarele aspecte. Dacă ești mai lent din fire, va trebui să te pregătești din timp pentru astfel de ajustări. Încearcă să nu întârzi atunci când există schimbări de oră la bordul navei. Timpul colegului tău de servici este la fel de prețios ca și al tău. Dacă tu îl lași pe el cu ochii în soare, la următorul cart o să-ți facă și el la fel. În acest filmuleț, sper că am lămurit toate detaliile legate de această dilemă a schimbului orei la bordul navei. Dacă am omis ceva, vă rog frumos să îmi lăsați un comentariu mai jos. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut, dă-mi te rog frumos un like, un share, poate și un subscribe dacă îți place canalul meu. Sunt activ și pe TikTok și pe Instagram. Am pus detaliile în descriere. Zi bună, pa, pa!